Că suntem la închinare și în timpul acesta și mulțumim lui Dumnezeu că putem să stăm în aer liber. Este timp așa de frumos, este vreme frumoasă, nici prea caldă, nu mai este astăzi chiar așa de cald ca zilele trecute. Dar dincolo de toate vrem să ne bucurăm de prezența Domnului și vrem să ne bucurăm de închinare și de părtășie împreună în locul acesta. Așa că haideți să ne ridicăm și vrem să cântăm împreună cântarea frumoasă care spune: Iisus, viața noastră, noi pe tine te mărim, căci prin jertfirea ta pe cruce noi voioși trăim. Ne-ai dat în dar iertarea, pentru vina ce o purtăm, de aceea îți cântăm. Tată, cu mulțumire în această dimineață și îți lăudăm numele pentru că este vrednic de toată lauda din partea noastră. Te binecuvântăm pe tine că ești Dumnezeul Creator al tuturor lucrurilor și, Doamne, în tine avem viața, mișcarea și ființa. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu ai fost alături de noi și în săptămâna aceasta. Mulțumim pentru mâna Ta ocrotitoare pe care ai lăsat-o peste fiecare dintre noi. Mulțumim frumos, Doamne, pentru că avem preț în ochii Tăi și ne-ai iubit atât de mult încât ți-ai dat Fiul să moară pentru noi. Mulțumim pentru că și astăzi putem să ne aducem aminte de jertfa de la Golgota și putem să îți fim recunoscători pentru prețul plătit în locul nostru. Mulțumim că ne-ai dat nădejdea vieții veșnice și, Doamne, te rugăm frumos și astăzi să te apropii de fiecare dintre noi prin Duhul Sfânt. Doamne, după nevoile noastre, te rugăm frumos să atinge viețile noastre. Mă rog, Doamne, ca Tu să binecuvântezi pe toți cei care sunt prezenți
Ne rugăm, Doamne, și pentru cei care poate în mod întâmplător trec prin zona aceasta. Doamne, atinge-le Tu inimile, Te rugăm frumos. La fel cum, Doamne, ne rugăm și pentru vecinii bisericii noastre. Doamne, Te rugăm frumos, revarsă-ți binecuvântarea peste toți. Binecuvântează-le, Doamne, familiile. Și, Doamne, ne rugăm de asemenea pentru binecuvântarea orașului nostru. Și, Doamne, Te rugăm frumos să-ți reverși îndurarea și peste România. Doamne, ne dorim așa de mult ca poporul român să-și întoarcă fața spre Tine și să Te caute pe Tine mai mult decât orice. Pentru că Tu, Doamne, poți să dai binecuvântare și izbăvire. Mai ales în vremurile acestea, Doamne, când încă atât de mulți oameni sunt afectați de virusul acesta năpraznic. Doamne, Te rugăm frumos, lucrează Tu în viețile multora. Și, Doamne, Te rugăm frumos, ajută-i să se împace cu Tine. Încredințăm, Doamne, toată lucrarea din ziua de astăzi în mâinile Tale. Numele Tău să fie înălțat și binecuvântat în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să vă așezați și vrem să mai cântăm împreună. Cântarea următoare pe care o înălțăm, o găsim în cărțile de cântări la numărul 202. Spune, vrei tu să scapi de poveri și păcat prin mielul divin ce a fost răpuns? Vrei tu să învingi răul ce te-a legat prin sfânt sângea lui Iisus? Este o ocazie, dragii mei, astăzi să ne amintim de sângele Domnului Iisus care a murit pentru păcatele noastre, care sângele Domnului Iisus care ne-a curățit de păcatele noastre. Și vrem să cântăm această cântare amintindu-ne de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Să scap de poveri și păcat prin mielul divin ce-a fost răpus. Vrei tu să învingi răul ce te-a legat prin sfânt sânge al lui Iisus. E puterea sângelui vărsat, sânge sfânt. În dimineața aceasta vreau să citesc trei versete din Psalmul 91, ultimele trei versete, psalm pe care îl cunoaștem cu toți așa de bine, unde găsim următoarele cuvinte de la versetul 14, 15 și 16. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare și îl voi izbăvi și voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Sunt cuvintele Domnului, spuse prin gura lui Moise, omul lui Dumnezeu. Mă bucur în dimineața aceasta, frați și surori, să fim cu toții la închinare.
Și așa cum ne place să spunem cu toții, este frumos ca frații să fie împreună în cântare, în rugăciune și în ascultarea Cuvântului Dumnezeu. Și mai mult, în dimineața aceasta, să stăm și la masa Domnului. Să ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus, de trupul lui frânt, de sângele vărsat, pentru vina mea și vina oricui care crede în Iisus Hristos, l-a mărturisit ca Domn și Mântuitor și îl urmează. În anul acesta, mai mult ca oricând, din psalmul acesta s-a vorbit așa de mult și așa de frumos. Nu de mult, fratele păstor a avut câteva intervenții din psalmul acesta și ne-a dat învățături sfinte și curate. Și am stat săptămâna aceasta și m-am gândit la aceste cuvinte din acest psalm, versetul 14, 15 și 16. Și am meditat la ele și am găsit câteva lucruri așa de importante și așa de necesare pentru viața noastră de trăire cu Mântuitorul nostru scump și drag. Citeam în revista Strigă de la miezul nopții, în care un frate de acolo, evreu mesianic, un rabin, spunea următoarele cuvinte. Recent am primit o scrisoare în care era scris următoarele cuvinte. Dumnezeu este cel mai mare. Dragostea Lui este mai mare decât teama noastră. Ajutorul Lui este mai mare decât nevoia noastră. Nădejdea Lui este mai mare decât deznădejdea noastră. Îndurarea Lui este mai mare decât eșecul nostru. Mângâierea Lui este mai mare decât rănile noastre. Credincioșia Lui este mai mare decât neajunsurile noastre. Dumnezeu este dragoste și dragostea Lui își revarsă asupra tuturor copiilor Săi care îl iubesc cu adevărat. Citind aceste cuvinte, m-am dus cu gândul imediat în Osea, capitolul 12, versetul 5 și 6, în care prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, vine și spune niște cuvinte așa de frumoase. Și ascultați ce spune Osea referitor la aceste cuvinte pe care le scrie Moise și despre care el știa modul minunat cum Moise a scris, fiindcă mă iubește, de aceea îl voi proslăvi, îl voi păzi, îl voi binecuvânta, voi fi cu el în nevoie. Și ascultați ce spune Osea, poporul lui Israel care s-a bătuse de la calea lui Dumnezeu. Și spune așa, Domnul este Dumnezeul oștirilor, numele Lui este Domnul. Tu dar, spunea împăratului și slujitorilor lui și fiecare om, fiecare evreu care mergea la templu, spune așa, tu dar, întoarce-te la Dumnezeu, la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea și nădăjduiește totdeauna în Dumnezeul tău. Ce frumoase cuvinte are Osea și în dimineața aceasta aceste cuvinte sunt valabile și pentru noi, frați și surori. Trebuie să ne pocăim, să ne întoarcem cu adevărat la Dumnezeu. Rabinul acela spunea, am primit această scrisoare și m-am bucurat așa de mult. Au fost cuvintele acelea adevărate mângâiere. Tot așa și Moise vine și spune, fiindcă mă iubește, spune, transmite cuvântul lui Dumnezeu, căci Dumnezeu însuși face despre Moise mărturisirea aceasta. Moise, tu mă iubești, de aceea am fost cu tine, sunt și voi fi cu tine până în clipa morții tale, până în clipa când eu te voi chema la mine. Și Isaia, referitor la aceste lucruri, spune următoarele cuvinte. După ce scrie capitolul 53 despre Domnul Iisus, despre bunătatea lui Dumnezeu revărsată peste noi oamenii prin Iisus Hristos, îl descrie pe Iisus Hristos ca mielul de jertfă. Jertfa supremă a lui Dumnezeu dată oamenilor pentru noi, pentru mântuirea noastră. După ce scrie acest capitol 53, vine în capitolul 54 și în partea a doua spune așa de frumos, pot să se munte munții, pot să se clatine dealuri, dar dragostea mea nu se va clătina, nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul oștirilor, care mai mult spune, are milă de tine, are milă de noi și ne binecuvântă. Mi-am pus întrebarea, când a scris Moise cu psalmul acesta și în ce perioadă a scris? Stând și meditând la cuvântul lui Dumnezeu și la viața, ceea ce ne este redată în Exod, în Levitic, în Numeri și în Deuteronom, mi-am dat seama că Moise nu l-a scris oricând și la voia întâmplării. Nu l-a scris în timpul celor 40 de ani cât a fost în Egipt. Nu, nu. N-a scris psalmul acesta și aceste frumoase cântări când a fost 40 de ani păstor în Madian la socrul său Ietro. Nu l-a scris imediat după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu pe muntele Sinai, în rugul aprins.
Nu l-a scris în timpul celor, se crede, 10 luni cât a stat în Egipt, cât a durat urgiile, până Faraon a dat drumul poporului. Nu l-a scris în timpul celor 38 de ani cât a umblat prin pustie. După 38 de ani, Moise ajunge în Valea Moabului, în fața Ierihonului, nu trecuse Iordanul, nu intrase în Țara Promisă. Și nu l-a scris chiar atunci. După ce și-a încheiat toată lucrarea, toate scrierile, cu Geneza, cu Exod, cu Levitic, cu Numeri, cu Deuteronom, la sfârșitul vieții sale, spun oamenii, spun cercetătorii Scripturii, spun rabinii, și am găsit scris în revistă despre lucrul acesta. Moise a scris psalmul acesta cu vreo, aproximativ spune, cu o lună de zile înainte de moartea sa, după ce Dumnezeu i-a confirmat și a spus, fiindcă mai necinstit, eu te iubesc, dar fiindcă mai necinstit împreună cu Aron, în fața poporului, nu o să intri în țară. Dar eu am să-ți arăt țara și după ce i-a arătat țara lui Israel după un munte înalt și după ce Dumnezeu a deschis mintea și inima în întregime, se spune, spun rabinii evrei, că atunci, în ultimele săptămâni din viața lui, a scris acest frumos psalm, psalmul 91, care a rămas pentru noi astăzi și este o mângâiere și o îmbărbătare pe calea credinței. Și ascultați ce spune în cântarea lui Moise, ultima cântare pe care Moise o închină lui Dumnezeu, urmând apoi să scrie psalmul 91. Spune așa în psalmul, în capitolul 32 din Deuteronom, versetul 4. El este stânca, lucrările lui sunt desăvârșite, căci toate căile lui sunt drepte. El este un Dumnezeu credincios și fără nedreptate. El este drept și curat. Și mai mult, Moise, uitându-se în viața lui, care, îndemn pe care îl avem și noi în dimineața aceasta, l-am pentru fiecare dintre dumneavoastră și pentru mine, să ne uităm în spate, în urma noastră, în viața noastră, în călătoria noastră pe acest pământ, cum Dumnezeu a fost cu noi. Și Moise se uită tot la fel și într-adevăr Dumnezeu a fost cu el. Și în versetul 11 spune așa, ca vulturul care scutră cuibul, zboară deasupra puilor, își întinde aripile, îi ia și poartă pe penele lui. Așa că călăuzit Domnul singur pe poporul său și nu era niciun Dumnezeu străin cu el. Și cuvintele acestea le lasă pentru popor, că Moise și-a dat seama că în trecerea vremilor poporul se va bate de la calea Domnului și nu va mai fi Dumnezeu cu Dumnezeu adevărat pentru ei și vor merge și pe Dumnezeu străin. Dar dacă se vor întoarce la Domnul, Dumnezeu îi va lua din nou pe aripi și îi va purta și îi va binecuvânta. Și de aceea scriem psalmul 91, că cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul, el este locul meu de adăpost, scutul meu, cetățuia mea în care mă încred. Și Moise a putut să spună și a spus poporului și ne spune și nouă în dimineața aceasta, frați și surori, este o perioadă grea. Fratele păstor în rugăciune a mintit, trecem printr-o perioadă grea. Dar dacă rămânem lângă Domnul, suntem cu El, îl iubim, avem toată încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu ne va binecuvânta. Indiferent prin ce perioadă din viață, prin ce boală, suferință sau încercare vom trece. Dumnezeu este cu noi, cum vulturul își deschide aripile și lasă puiului să zboară deasupra și când vrea să cadă, merge sub el și îl ia. Așa spune Moise, așa a purtat Dumnezeu pe poporul său în pustie, este gata acum, spunea el, să-i treacă dincolo, să-i ducă în țara promisă. Așa ne-a purtat și așa ne poartă și pe noi Dumnezeu în fiecare zi, noi dacă avem credință în El. Pentru că Dumnezeu spune așa prin Moise în cântarea lui, a mea este răzbunarea și eu voi răsplăti când va începe să le alunece piciorul, că ziua nenorocirilor este aproape și ceea ce îi așteaptă nu va zăbovi. Dumnezeu are și o atenționare pentru noi. Virusul acesta nu este la voia întâmplării, că lucrează prin oameni. Dumnezeu a îngăduit toate lucrurile acestea. Nu știm, nu este problema noastră. Problema noastră este să stăm, să umblăm și să ne odihnim. Adică, cum psalmul spune, îmi pun capul și adorm liniștit, să ne odihnim în Domnul. Și celelalte lucruri se îngrijește Dumnezeu. Îmi pare rău să spun și spun, de multe ori ne rugăm, Doamne, ia și fă și cu tare, spunem lui Dumnezeu ce să facă și cum să facă și cum să procedeze. Știți ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Așteaptă pocăință. Să-L iubim, să-I fim credincioși, nu să-I spunem Domnului ce să facă, ci să-L lăudăm și să-L binecuvântăm și să ne încredințăm viața noastră în mâna Lui. Și Moise
a făcut așa. Și Dumnezeu a făcut despre Moise mărturisirea aceasta în versetul 14, 15 și 16. Fiindcă mă iubește, voi fi cu El. Să-L iubim pe Domnul și El va fi cu noi și ne va binecuvânta. Și în dimineața aceasta să-i mulțumim Domnului că stăm și la, cu pâine în față și cu vinul. Ne aducem aminte de ceea ce a făcut Domnul nostru Iisus Hristos pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Haideți să ne ridicăm în picioare și în cuvinte, după voia lui Dumnezeu, să-L binecuvântăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu, să ne încredem în El și El ne va binecuvânta și ne va păzi și ne călăuzi. Ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Ocupăm locul și mai cântăm împreună. Cântăm împreună din cântarea de la numărul 242. 242. Harul ce curge prin Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Domnul Iisus a fost răstignit și al meu păcat El l-a ispășit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Despre un împărat pe care l-a pus Dumnezeu. Solomon a fost foarte inspirat că a cerut înțelepciune.
Numai că s-a folosit de această înțelepciune dată de Dumnezeu ca să-și atingă propriile interese. Și să-și satisfacă toate dorințele. Ne uităm în cartea Eclesiastul pe care el a scris-o și vedem acolo că spune el că a căutat fericirea și împlinirea în toate lucrurile. În totul. A căutat să fie împlinit și fericit. Datorită egocentrismului lui, Solomon a ajuns să săvârșească toate cele trei păcate sau să încalce cele trei porunci pe care Dumnezeu le lăsase în textul legii cu privire la împăratul pe care poporul îl va pune ca să-l conducă. În Deuteronom, capitolul 17, Dumnezeu spusese ca împăratul să nu aibă mulți cai, să nu aibă multe neveste ca să nu îi se abată inima de la Domnul și să nu strângă bogății mari. E când citești viața lui Solomon, ce vezi? Toate astea au fost încălcate, toate cele trei porunci. Pentru că spune Scriptura, câștigul anual al lui Solomon era de 20 de tone de aur. Asta în afară de ceea ce mai primea, de toate darurile pe care le primea de la cei care mergeau să-l viziteze și să-i asculte înțelepciunea. Toți mergeau cu daruri la Solomon. Despre Solomon citim că avea 1400 de care de luptă. Și mai citim și că avea 1000 de neveste și țiitoare. Toate cele trei porunci privitoare la împărat, Solomon le încalcă. Și Israel a ajuns să fie o țară plină de idoli, de ai nevestelor lui, aduși de idoli, de nevestele lui. Și în felul acesta, Solomon deschide drumul spre idolatrie. De fapt, eu cred că idolatria a intrat în inima lui Solomon în momentul în care s-a pus pe sine în centru. În loc să folosească înțelepciunea pentru a conduce poporul, Solomon folosește înțelepciunea dată de Dumnezeu ca să-și împlinească poftele și dorințele. În mesajul de duminica trecută, dacă vă aduceți aminte, am lansat o provocare. Și provocarea a fost următoarea: trăiește fiecare zi cu perspectiva veșniciei. Adică încearcă să înțelegi că viața se încheie pe pământul acesta. Și am început să spuneam atunci că a trăi cu perspectiva veșniciei înseamnă să nu intri peste atribuțiile lui Dumnezeu. Adică să nu judeci pe oameni prin vorbiri de rău, dar înseamnă și să trăiești împlinind scopurile lui Dumnezeu pentru viața ta. Când îți faci planuri, ține cont de scopul lui Dumnezeu pentru tine. Iacov vorbește despre cei care omit să-L include pe Dumnezeu în planurile lor. Și Iacov folosește așa expresiile lor, da, care, acelor care se puneau pe ei înșiși în centru. Și ei spuneau, noi vom merge, noi vom sta, noi vom face, noi vom câștiga. Și, dragii mei, ni se întâmplă și nouă uneori să ne punem pe noi înșine în centrul existenței, în centrul vieții. Fără să ne mai intereseze de Dumnezeu sau de alții, de cei din jurul nostru. Eu să fiu împlinit, mie să-mi placă, nu contează de ceilalți. Eu să fiu împlinit, eu să-mi satisfac dorințele și plăcerile, eu să am ceea ce-mi doresc. Astăzi, dragii mei, aș vrea să vorbim despre cum putem să scăpăm de o astfel de gândire. De cum putem scăpa, de o gândire egocentrică, care uneori ne atinge și pe noi, ne afectează și pe noi. Iată ce ne spune Iacov, că Iacov ne învață, și dacă aveți scripturile, să le aveți deschise la capitolul 4, de la versetul 14. Acolo găsim primul lucru pe care îl putem face, astfel încât să ne scoatem pe noi înșine din centrul existenței, din centrul gândirii noastre, să nu mai fie viața noastră concentrată pe noi înșine, ci să-L punem pe Dumnezeu acolo. Primul lucru pe care îl putem face, renunță la ignoranța cu privire la viitor. Spune Iacov, versetul 14, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga și nu știți ce va aduce ziua de mâine. Sau voi care nu știți ce va aduce ziua de mâine.
Noi nu știm ce se va întâmpla, dragii mei, în următoarea oră. Nu știm în următoarea săptămână și cu atât mai puțin nu știm viitorul, anul viitor ce va fi și cum se va desfășura. Cred că anul acesta, mai mult ca oricând, am înțeles și am conștientizat problema aceasta, a faptului că nu suntem stăpâni pe ceea ce urmează în viețile noastre. Gândiți-vă cât de mult ne obișnuiserăm să ne facem planuri. Gândiți-vă la planurile de concediu. A unii se obișnuiește să-și facă planuri de la începutul anului, de la sfârșitul anului trecut, poate chiar pentru anul acesta, și totul s-a destrămat. În luna martie totul s-a încheiat. Pentru că nu suntem stăpâni pe zilele noastre. Proverbe 27:1 spune: nu te făli sau nu te lăuda cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. Singurul timp pe care îl avem noi la dispoziție este timpul prezent. Există o vorbă care spune: ieri este istorie, mâine este mister, dar ziua de astăzi este un dar. Știu, poate uneori ne-ar place să știm viitorul. Mă gândesc că uneori așa ne-am dori, ce bine ar fi dacă aș ști ce urmează mâine, ce urmează săptămâna viitoare, ce o să se întâmple la alegeri, poate își doresc unii, se gândesc unii. Ce bine ar fi să știm cum se vor desfășura lucrurile. Pe de o parte gândim în felul acesta, dar vreau să vă spun că nu cred că e chiar așa de bine să știm viitorul. Și Dumnezeu știe treaba asta. De asta nu ne lasă pe noi să cunoaștem viitorul. Nu-i bine să-l știm, de ce? Gândiți-vă, cum ar fi dacă am ști că mâine o să moștenim o bogăție foarte mare? Ce am face astăzi? Am începe să ne mândrim că de mâine o să fim alt fel de oameni, alți oameni. De-aia gândiți-vă, cum ar fi dacă noi am avea capacitatea să știm, să aflăm că mâine o să avem parte de o încercare? Știți ce s-ar întâmpla astăzi? Am intrat în depresie. De asta nu este bine să știm viitorul și Dumnezeu știe lucrul acesta. De aceea nu ne dă capacitatea noastră nouă de a ști ce se întâmplă în viitor. Dar Domnul Iisus spune o pildă cu un om care își face planuri pe mulți ani, ca și cum ar fi stăpân pe anii aceia și pe viața lui, și nu ține cont de Dumnezeu. Și la un moment dat Domnul Iisus spune: în noaptea aceea Dumnezeu îi spune: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. Uneori și noi trăim în felul acesta, dragii mei, ignoranți cu privire la viitor, crezând că suntem stăpâni pe viitorul nostru. Cred că este important să ne facem planuri, cred că este înțelept să ne facem planuri, dar în orice plan ți-ai face, nu uita că Dumnezeu este singurul care îți cunoaște viitorul. Așa că dacă vrem să ne scoatem pe noi înșine din centru, să nu mai fim egocentriși, trebuie să renunțăm la ignoranța cu privire la viitor. Adică să conștientizăm că viitorul nu e a nostru. Al doilea lucru pe care ar trebui să-l facem, să ne scoatem din centru, să nu mai fim egocentrici, recunoaște nesiguranța vieții. Spune în a doua parte a versetului 14: că ce este viața voastră? Întreabă Iacov. Nu sunteți decât un abur care se ridică puțin de el și apoi piere. Nu doar că viața este nesigură, dar viața este și scurtă. Și foarte sugestivă imaginea aceasta pe care o folosește Iacov. În Scriptură avem tot felul de expresii care sunt folosite și care vorbesc despre efemeritatea vieții, despre cât de scurtă este viața noastră. Tot felul de expresii, dar mi se pare că asta cu aburul este cea mai sugestivă. Gândiți-vă ce este un abur. Gândiți-vă la un fum. Da, dimineața, gândiți-vă, acum vine toamna și iar o să avem ceață. Am avut ceață și luna trecută, în august, la sfârșitul lui iulie, când mai mergeam cu mama dimineața la Alba Iulia, la tratament, la testare. Am avut ceață pe drum. A, ce-i ceața? Se ridică puțin și după aia dispare. Ce-i fumul? Când îl vezi că se înalță, se înalță puțin și după aceea nu mai este. Asta este viața noastră, dragii mei.
Nu știu dacă ne gândim la viețile noastre în felul acesta, că este viața noastră asemenea unui abur, asemenea unui fum. Și dacă am trăit 100 de ani, și dacă am trăit 200 de ani, viața tot așa ar fi de scurtă în comparație cu veșnicia. Că se ridică puțin și apoi dispare, nu mai este. Viața noastră, într-un final, va dispare ca și aburul. Noi nu ne-am născut, dragii mei, ca să rămânem pe pământul acesta, ci ca să ne pregătim pentru ceea ce urmează. Sunt câteva versete în Cartea Psalmilor care vorbesc despre aspectul acesta. Vă amintesc doar câteva dintre ele. Spune, spre exemplu, Psalmul 102:3, zilele mele pierd ca aburul, spune psalmistul. 144:4, omul este ca o suflare, zilele lui sunt ca umbra care trece. Psalmul 90, atât de cunoscut, anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani, și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât rudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Adesea, oamenii consideră că pământul este locul vieții și când murim, mergem în locuința morților. De fapt, pământul este locul morții. Pentru că de când ne naștem, începem să murim, ne îndreptăm înspre moarte. Dar când viața noastră se încheie aici, suntem transferați, de fapt, pe pământul celor vii. Dacă l-avem pe Hristos în viețile noastre, suntem transferați pe pământul celor vii. Trebuie să transformăm independența noastră arogantă în dependență de Dumnezeu intenționată. Dumnezeu este implicat în mod activ în viețile noastre, în viețile celor credincioși și pentru că El are un plan pentru noi, noi trebuie să-L căutăm pe El și voia Lui pentru viețile noastre. Avem aici și spune Iacov, folosește un cuvânt extrem de mic și poate nesemnificativ. Dacă va vrea Domnul. Este un cuvânt însă care face diferența, pentru că dacă vrea Domnul trăim, dacă vrea Domnul, mergem. Dacă vrea Domnul, facem. Dacă vrea El. Se spune că Worsby vorbea odată la o conferință de tineri. Și la un moment dat unul dintre tineri îi spune, eu mi-aș preda viața în mâna Domnului, dar îmi este teamă. Și Worsby îl întreabă, dar de ce ți este teamă? Și tânărul îi răspunde, mi-e teamă că s-ar putea să-mi ceară ceva ce este periculos pentru mine. Și cu înțelepciune Worsby îi răspunde, o viață periculoasă nu este când trăiești în voia lui Dumnezeu, ci când trăiești în afara voii lui. Cel mai sigur loc în care poți fi este acolo unde vrea Dumnezeu să fii. Ziua de mâine nu ne-o garantează nici banii, nici influența, nici puterea sau planificarea, ci Dumnezeu este singurul care ne poate da mâine un nou răsărit. Astăzi, dacă ne bucurăm de soare și de o nouă zi, nu ne bucurăm pentru că ni se datorează, pentru că ni se cuvine așa ceva. Nu, ci pentru că Dumnezeu ne-a dăruit. A făcut să răsară soarele și astăzi pentru noi. Așa că, atunci când îți faci planul, nu uita să-L incluzi pe Dumnezeu. Uneori, Apostolul Pavel îl vedem când scrie, spre exemplu, când pleacă din Efes, le spune efesenilor, dacă Domnul va voi, o să vin din nou pe la voi. Corintenilor, Pavel le scrie și le spune, dacă Domnul va îngădui, dacă Domnul va voi, am să vin să vă vizitez. Nu de fiecare dată, sigur, Pavel menționează lucrul acesta, dar Apostolul Pavel, și cred că nu trebuie să folosim neapărat expresia aceasta ca un automatism. Adică spun ceva și după aia, dacă vrea Domnul, doar așa ca o chestie automată. Și trebuie să fie crezută când spunem, voi face asta dacă vrea Domnul să cred când spun asta. Nu o spun doar așa din instinct, doar așa că mi-am dezvoltat obiceiul acesta. Proverbe 19:21 spune că omul își face planuri în inima lui, dar întotdeauna se împlinește scopul Domnului. Întotdeauna răspunsul este de la Domnul. Ceea ce se întâmplă se potrivește cu scopul și planul lui Dumnezeu. Așadar,
dacă ca să poți trăi în fiecare zi cu perspectiva veșnicie, este important să nu mai fii tu în centru, ci Dumnezeu, renunțând la ignoranță, renunțând la ignoranța cu privire la viitor, recunoscând nesiguranța vieții și acordându-ți viața după voia lui Dumnezeu. Mai sunt două lucruri, foarte pe scurt. Evită aroganța. Versetul 16 spune: pe când acum vă făriți cu lăudăroșiile voastre orice fel de laudă de felul acesta, orice laudă de felul acesta este rea. Și practic Iacov spune următoarea idee: Dumnezeu poate face ceea ce vrea cu viața mea, iar mie nu-mi rămâne decât să accept ceea ce El alege să facă cu mine. Cuvântul laudă folosit de Iacov aici înseamnă a te înălța pe tine însuți mai presus decât Dumnezeu. Când îți faci planuri fără să-L inclus pe Dumnezeu, de fapt, devii arogant, crezându-te deasupra lui Dumnezeu. S-ar putea să ne numim creștini, dar lăsând pe Dumnezeu în afara planurilor noastre, acționăm ca niște atei. Atunci când ne lăudăm și suntem aroganți, trăim ca și cum nu am avea nevoie de Dumnezeu. Așa cum a fost la un moment dat Nebucadnețar. Vă aduceți aminte de Nebucadnețar? Îi spunea David: împărate, ascultă-mi sfatul. Recunoaște că tot ceea ce ai este de la Dumnezeu. Și Nebucadnețar face asta cam un an de zile, parcă. Și după aceea, plimbându-se pe acoperișul palatului, spune: oare nu este acesta Babilonul pe care eu mi l-am zidit? Oare nu este aceasta țara și nu este acesta palatul pe care eu mi l-am făcut? Ce face Nebucadnețar? Este arogant. Se laudă. Se ridică mai presus de Dumnezeu și nu îl recunoaște pe Dumnezeu, și Dumnezeu îl aruncă pe Nebucadnețar printre animale. Până când Nebucadnețar își aduce aminte de Dumnezeu. Atunci când noi gândim cu aroganță la viețile noastre, s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie și pentru noi să ajungem în rândul animalelor și să mâncăm iarbă ca Nebucadnețar. Trebuie așadar să evităm aroganța. Și un ultim lucru spus de Iacov: acționează în supunere. Adică tot ceea ce faci, fă în supunere și ascultare de Dumnezeu. Versetul 17 este un verset pe care îl cunoaștem destul de bine din epistola lui Iacov, ca adesea îl amintim. Deci cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Și acum noi versetul ăsta îl scoatem puțin din contextul lui de obicei și nu este neapărat greșit, că aplicăm principiul de aici. Da? Dar spunem noi și îl folosim adesea spunând: pot să fac un bine, dacă nu-l fac îi bai mare că am săvârșit un păcat. Și nu-i greșit să luăm versetul în felul acesta. Dar de fapt știți ce spune Iacov aici? Iacov spune în felul următor: Doamne, știu că îmi cer să fac, știu ce îmi cer să fac, dar nu voi face acest lucru. Adică știu care este binele pe care trebuie să-l fac, știu care este voia ta pentru viața mea, dar nu fac lucrul acela. Refuz să-l fac. Eu știu mai bine decât tine ce să fac. Când știi care este binele pe care trebuie să-l faci, dar refuz să-l faci, săvârșești un păcat. Când știi că Dumnezeu te cheamă să faci un lucru și nu îl faci, săvârșești un păcat. Știți vorba aceea spusă de cineva: ca răul să triumfe în lume, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. Da? Adică să știi ce ai de făcut, dar să nu faci. Să știi care e voia lui Dumnezeu, dar să nu faci voia lui Dumnezeu. Știm că există păcate de comitere și de omitere. Nu vreau să intrăm în discuția aceasta, dar păcatul de omitere, spre exemplu, este indiferența. Adică nu-mi pasă. Doamne, Tu mi-ai spus că nu trebuie să fac lucrul ăsta, da, nu-mi pasă, eu tot îl fac. Tu mi-ai spus că să fac cu tare lucru îi păcat, nu-mi pasă, eu tot îl fac. Mi-ai spus să fiu atent la vorbire, da, Doamne, mie nu-mi pasă. Că atunci când trebuie să-mi dau drumul, când îmi dau drumul, că n-am ce să fac.
Înțelegeți? Indiferența. Ăsta este păcatul de omitere despre care vorbește Iacov aici. Să știu ce vreau, ce trebuie să fac, dar să nu fac lucrul respectiv. Ca să nu mai fim noi în centru, dragii mei, trebuie să învățăm să acționăm în supunere. Adică știu ce vrea Dumnezeu de la mine și fac lucrul acela. Știu ce așteptări are Dumnezeu și fac lucrurile acelea. Nu știu dacă ați avut vreo astfel de experiență în care să fi știut ce vrea Dumnezeu de la dumneavoastră și să nu faceți. Eu am avut astfel de experiență în viață și e un pic cam dureroasă experiența și traumatizantă. Când știi ce cere Dumnezeu și nu faci. Ca să nu mai fie eu-ul nostru în centrul existenței noastre, trebuie să facem ceea ce Dumnezeu vrea să facem. Înseamnă ca noi să nu mai avem dorințe. Asta nu înseamnă ca noi să nu mai existăm, nici vorbă. Dar înseamnă ca tot ceea ce facem să fie acordat la voia lui Dumnezeu. Să fie în voia lui Dumnezeu. Și atunci când îl caut, când caut să-l pun pe Dumnezeu în centrul vieții mele, dorințele pe care le voi avea o să fie după voia lui Dumnezeu. Așteptările pe care le voi avea vor fi după voia lui Dumnezeu. Așadar, data trecută am folosit o expresie, creștinul ateu. Și lansam provocarea aceasta ca noi să nu fim astfel de creștini atei. Ce trebuie să facem? Am văzut că trebuie să fim atenți, să nu ne punem în locul lui Dumnezeu. Asta însemnând să fim atenți la atitudinea pe care o avem față de semenii noștri. Dar mai înseamnă și ca tot ceea ce facem să fie potrivit planului și voii lui Dumnezeu. Nu uita că viața este scurtă și de aceea sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem. Trebuie să nu mai trăim ca și cum Dumnezeu nu ar exista. Adică în fiecare clipă să conștientizăm că Dumnezeu există și că Dumnezeu ne vede și ne cunoaște. Trebuie să ne raportăm corect la semenii noștri. Gândește-te ce s-ar întâmpla dacă acum te cerți cu soția, cu soțul sau cu semenul și în ziua următoare sau în noaptea următoare tu sau poate el ne caze pe pământul acesta. Ce s-ar întâmpla? Provocarea este aceasta de a fi atenți la trăirea noastră și la felul în care ne raportăm unii la alții. Poartă-te cu toți, ca și cum mâine s-ar putea să nu te mai întâlnești cu persoana cealaltă. Și ultim lucru foarte important, pocăiește-te de orice păcat pe care poate l-ai tăinuit, pentru ca veșnicia ta să fie una fericită. Trăiește fiecare zi cu perspectiva veșniciei, știind că Dumnezeu este în controlul deplin al prezentului, al viitorului, al acestei vieți și mai ales a vieții viitoare. El să fie slăvit pentru toate. Amin. Aș vrea să mai cântăm împreună încă o cântare și în timpul acestei cântări, practic, ne vom pregăti să stăm la masa Domnului. Cântarea o găsim la numărul 223 în cărțile noastre. O spunem în cântarea aceasta, așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, smerit mă închin. Mă spală în sângele divin, o mielule, eu vin, eu vin. Așa cum sunt la tine vin, putere n-am, smerit mă-nchin, mă spală sângele divin.
era că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, mâncați din pâinea aceasta. Aș vrea să cerem și noi binecuvântarea lui Dumnezeu peste pâinea care simbolizează trupul Domnului Iisus care s-a frânt pentru noi. Fratele Chiriluț ne va conduce în această rugăciune cu voce tare. Nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim înaintea Ta și vrem să-ți mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai făcut pentru noi în viața noastră, Doamne. Vrem să-ți mulțumim pentru jertfa de la Calvar a Domnului Iisus Hristos, pentru că l-ai frânt pe lemnul de durere, Doamne, pentru noi, pentru păcatele noastre, Doamne, și sângele lui a curs și trupul lui s-a frânt, Doamne. Și trupul lui reprezintă pâinea, Doamne, care este în trupul lui acesta s-a frânt, Doamne, și te rugăm să binecuvintezi această pâine, Doamne, te rugăm să binecuvintezi pe toți cei care se împărtășesc. Și te rog să binecuvintezi și pentru cei care nu se împărtășesc, Doamne, și ajută-ne cu toții, Doamne, ca să putem într-o zi să fim cu Tine acolo în sus, Doamne, slavă, Doamne, și să fim cu Tine la masă, Doamne, și să mulțumim pentru toate. Fii slăvit, Tată, împreună cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Amin. În momentele următoare, când vom lua bucățica aceasta de pâine, să ne aducem aminte, fiecare dintre noi, de prețul pe care Domnul Iisus l-a plătit în locul nostru, de trupul lui care s-a frânt în felul acesta, într-un mod asemănător cu felul în care pâinea s-a frânt. Domnul să binecuvânteze viețile noastre. Amin. După pâine, Domnul Iisus, ne spune Scriptura, a luat un pahar cu vin, a mulțumit lui Dumnezeu pentru el și apoi l-a dat ucenicilor, zicând, bestozi în el. Aș vrea să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste vinul care simbolizează sângele Domnului Iisus. Aș vrea ca fratele Cristi Medrea, chiar dacă e acolo mai departe, dar aș vrea ca să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste vinul acesta. Amin, amin. Îi rog pe frații care vor împărți vinul să vină și să ia farfuriile. Rămâneți ridicați astfel încât să nu mai facem mișcare foarte mare, genuflexiuni. Frate Ștefan, mergeți pe zona asta.
nădăjduiesc că aveți toți, dacă este cumva cineva care nu are păhărel, să ne semnalați lucrul acesta. Spune Scriptura că Domnul Iisus a luat un pahar cu vin, a mulțumit lui Dumnezeu pentru el și apoi l-a dat ucenicilor zicând, beți toți din el. Facem și noi lucrul acesta în amintirea jertfei Domnului Iisus, cu mulțumire pentru sângele care a curs la Golgota, pentru spălarea păcatelor noastre. Beți toți din el. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din cer și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi de acum și până în ziua veșniciei. Amin.